Vouă, scriitorilor din lume, vă adresăm aceste cuvinte. Cum este posibil ca oameni ca voi, care au știut cu atâta perspicacitate să pătrundă în profunzimile sufletului omenesc și să cerceteze însăși esența istoriei popoarelor, cum este posibil să ne ignorați pe noi, rușii, condamnați să ne roadem lanțurile aici, în străfundurile unei închisori abominabile, ridicate împotriva libertății de expresie? De ce păstrați tăcerea, tocmai voi, care ați fost formați de geniile poporului nostru, când în această mare țară este înnăbușită literatura, poamele sale coapte, ca și tinerii abia înmuguriți? Sau poate nu ați aflat despre cenzura comunistă care seceră în acest al doilea sfert al secolului nostru, despre cenzura exercitată de statul nostru socialist? Credem că nu așa stau lucrurile. Dar atunci de ce scriitorii care au venit să viziteze Rusia nu au avut nimic de zis? Oare situația publicațiilor din țara noastră nu îi interesa deloc? Sau pur și simplu priveau fără să vadă, ori vedeau fără să înțeleagă? Ne gândim cu durere la clinchetul paharelor de șampanie oferite scriitorilor străini de cei ce ne guvernează, care au putut acoperi zângănitul lanțurilor zdrobind literatura și întregul popor rus. Ascultați și aflați. Idealismul care a hrănit un curent uriaș al literaturii ruse este considerat un adevărat asasinat politic. Clasicii noștri, care au fost adepții acestei mari mișcări, sunt scoși din toate bibliotecile. Soarta lor este împărtășită de toți istoricii și filozofii care au refuzat concepțiile materialiste. Toate scrierile pentru copii înainte de Revoluție, ca și ediția epopeilor populare, sunt confiscate din bibliotecile publice și librării în cursul raziilor operate de inspectori speciali. Scriitorii contemporani, bănuiți de idealism, nu mai au nicio speranță să-și vadă operele publicate. Dușmanii regimului social actual li se interzice orice loc de muncă și au rămas fără sursă de supraviețuire. Iată primul zid al închisorii în spatele căreia libertatea de expresie este ținută captivă. Urmează al doilea. Sunt Nina Berberova. Memoriile mele vorbesc despre alții. De fapt, n-am simțit niciodată o ruptură între mine și lume. Energia pe care o simt în mine, ca pe o undă de căldură când spun cuvântul eu, nu poate fi separată în totalitate de energia cosmică. Sunt o parte a universului. Și uneori îl percep mai intens decât orice altceva. Sunt copilul secolului meu. Secolul în care am văzut lumina ochilor este singurul care îmi putea conveni. Sunt sigură că mulți gândesc altfel. Nu vorbesc aici de bunăstarea materială sau de bucuria de a trăi în țara sa, ci de altceva, esențial. Am crescut în Rusia într-o perioadă în care se știa că vechea lume se grăbește spre propria sa dispariție. Nimeni nu apăra vechile principii, cel puțin nimeni în jurul meu. Revolta era în aer și ea a hrănit primele mele emoții. Mult mai târziu, la 25 de ani, am realizat că aparțin prin naștere burgheziei. Abia atunci ți-ai dat seama? Nu credeam că lucrurile mă vor privi într-astfel, personal. Copil naiv, ai să vezi că în curând elefanții vor veni să-și ceară fildeșul. Vor veni să-și ceară ce al lor de drept
ceea ce noi le-am luat cândva. Dar eu nu le-am luat nimic. Și totuși vor veni. A murit Bloch. Funeraliile au avut loc pe 10 august. Dintre toți care l-am petrecut, cu siguranță nu era vreunul care să nu se gândească măcar pentru o clipă că nu numai Bloch a murit, dar și Sankt Petersburgul, întreg orașul acesta minunat, care a avut o influență stranie asupra oamenilor și asupra istoriei unui întreg popor. O epocă se termina. Acum Rusia mergea spre alte orizonturi. Timp de 2 săptămâni am trăit într-o tăcere absolută, ca și când am fi fost noi înșine înmormântați. Vorbeam în șoaptă. La casa Muruzii, la casa scriitorilor și la căminul artelor, peste tot era liniște. Așteptam. N-aveam nicio veste. Pe 24 august a sosit. Eram încă în pat când Ida Napelbaum a venit să-mi dea de știre că s-au lipit la intersecții niște afișe care anunțau că au fost toți împușcați. Uktomski, Gurmiliov, Lazarevski și, bineînțeles, Taganțev. Noaptea. Strada, felinar în ceață, farmacia, luna fără rost. Încă un sfert de veac de treci în viață, toate vor rămâne cum au fost. Când morivei or să se repete toate de la capăt iar și iar, noaptea, înghețate robinete, farmacia, ulița, un felinar. Împușcarea celor 62 de persoane a fost o întorsătură. Tot ce avea să se întâmple ani mai târziu a fost consecința acelei zile de august. Plecarea în străinătate a lui Belui, Remizov și Gorki. Expulzarea în masă a inteligenției în vara anului 1922. Începutul represiunilor sistematice și distrugerea a două generații. Ascultați și aflați. Orice manuscris destinat publicării trebuie prezentat în prealabil în 2 exemplare cenzurii. Când este în sfârșit tipărit, se întoarce din nou în fața comisiei pentru a fi controlat a doua oară. Au fost cazuri când pentru o frază izolată, pentru un singur cuvânt sau chiar pentru o literă anume, majuscula din Dumnezeu, scăpată vigilenței cenzorilor, autorului, editorului și corectorului, s-a confiscat toată lucrarea. Orice operă depinde de aprobarea cenzurii. Chiar și tratatele de chimie, astronomie sau matematică, autorul nu mai poate să aducă vreo ajustare ulterioară fără ca de fiecare dată să obțină acordul special al cenzorului. Altfel, tipograful nu se aventurează să introducă cea mai mică modificare în ansamblu. Fără autorizarea prealabilă, fără o cerere specială făcută pe hârtie timbrată, fără o lungă așteptare până când cenzorul copleșit de muncă ajunge la acea hârtie purtând numele și prenumele dumneavoastră. Fără toate acestea nu se pot publica în regimul comunist nici măcar cărțile de vizită. Chiar și inscripțiile de tipul fumatul interzis sau ieșire de incendiu sunt marcate în colțul de jos cu viza sfântă a cenzurii.